Bună ziua sau bună dimineața, dragii mei. Pe lângă faptul că pot fi date amenzi, puteți să faceți și pușcării pentru că ați mișcat echipajele de poliție, pentru că este polițist sau nepolițist, că este Cosma sau necosma. Pește sau nepește, transportă sau face sau drege. Mai că veniți peste noi, dar mai faceți și cu tot fel scheme, că nu doresc să plătesc această amendișoară cam mare. 12 milioane. Pe deasupra, nu numai că suntem recesiști, dar suntem și pesediști. Adică, noul loc de muncă al nostru se va numi, vom recrea nenimicul pesedist. Prin a-l reabilita pe LCS, prin doamna Moager, consilier actual județean, alături de prefectul Nan, încă, care încă se crede, alături de președintele Consiliului Județean Nan, alături de ce anume? Alături de domnul Mircea Cosma. Du-te tu, colegul, de lângă loc de acolo, ia vezi, ăla cu mașina, da?
grăsunel, că unde e? Asta e, îl băgăm un picuț în pușcărie, doar că l-am scăpat și pe ăsta. V-am și zis, noi suntem PSD-iști, așa gândesc ei, să și reabilităm pe VCS, vom face scandal țigănesc PSD-ist în Ploiești, și iar eu sunt polițist la locală sau la județeană sau la jandarmerie, acolit PSD-ului și LCS-ului. Toate ajutoarele sociale le vor primi în același sistem cum au fost înainte, toate ajutoarele vor fi la fel cum au venit înainte, vor fi furturi și toate cele așa cum ne-am dorit noi înainte. Acum, Serviciul Român de Informații va crea un sistem similar, astfel încât să vă spună când să amendați și pe cine să amendați și pe cine să încătușați. Sau, acesta va fi un sistem rudimentar, pentru că se face la cererea, ești mai puțin, ești mai mult, a cui? A Serviciului Român de Informații.